își vor alege singur o scrisoare de adio care le va fi pe plac sau care le va conveni. Credeți că măcar unul dintre cei cu le sunt adresate aceste scrisori mă vor deplânge pe mine? Nu, numai nu pe mine. Vor deplânge frica lor de moarte, durerea ce o simt față de ei însuși. Vor plânge de milă. De mine nu le pasă, ce-i drept, cum nici mie de ei. Niciunul dintre numeroasele mele neamuri nu m-a cunoscut, rude, nu m-a cunoscut cu adevărat. Niciunul. Nici chiar propria mamă. Cu fiecare dintre ei am jucat un rol, un rol individual, cu fiecare în parte. Și dacă nu eram să fac așa cum voiau ei, m-ar fi respins, scuipat și uitat. Sângele se face apă și așa mai departe. Fiind viu, pentru ei aș fi devenit mort. Iar acum plec. O fac fără îndoială, fără repulsie. Mai bine îi rănesc o dată decât de sute de mii de ori. Pe ei și pe mine însumi. Mama, iartă-mă, mama, îți promit, asta va fi ultima dezamăgire, îți jur. Țin minte, cu vreo câțiva ani în urmă, am conștientizat, am înțeles faptul că într-o zi nu vei mai fi. Atunci mi-am dorit să mor înaintea ta, ca să nu simt durere, suferință, chindul cauzate de plecarea ta în eternitate. Știu că e foarte teribil, e foarte greu să-ți pierzi fiul. E chiar mai teribil decât însăși moartea. Dar nu mai pot, mamă! Nu mai pot! Da, sunt egoist. Da, sunt. Și merit moartea. O merit. Pe bune. Ea cu care întâlneam și petreceam apusul, cuprinși și fericiți, ne iubeam. Ea, datorită căreia, puteam deasupra pământ, puteam deasupra pământ, datorită căreia, datorită căreia. Aceste ca peste 2 ani să vină și să-mi spună printre altele, emoționată, fascinată, îmi expune despre mine că sunt în imaginația ei reprezentat printr-o piatră. Dar ăla, nu mai știu cine e, și îl imaginează ca pe o flacără, ca pe un foc. Atunci am înțeles că dragostea noastră nu mai e. Zace undeva fără suflare, într-o râpă umedă, rece și dezgustătoare. Spulbera și această amintire jalnică. M-am săturat. Nu mai pot să înșel, să fiu înșelat. Nu pot să zâmbesc atunci când vreau să urm. Să fiu un drum, să rup.
contra sau pentru cineva sau ceva. Și niciodată să nu fiu eu însumi. Mereu trebuie să joc un rol, să corespund standardelor și valorilor inventate nu știu de cine, nu știu când și pentru ce. Nu pierd nimic dacă mă sinucid. Sunt mort, chiar dacă trăiesc. Lucru, casă, lucru, casă. Vine seara ceva distracție și parcă viața gata să reînceapă, parcă reînvii. Dar nu. Din nou dezamăgire, din nou rutină și tot așa, din an în an, din an în an, m-am săturat de beții, de prieteni trădători, de curve, am obosit. Clasica a salvat mereu. Și cu un idiot necuții pe lumea asta. Toți îmi spun, mi se bagă în creier, că trebuie să devii cineva, om mare, cum spun ei. Vreau șef de poliție, procuror, judecător, parlamentar și tot așa. Dar de când funcția înlocuit viața? Vă întreb eu, de când? Oare și atunci nu voi fi cu două mâini, cu două picioare? Păi da, poate puțin mai laco. Și ce credeți că vă așteaptă? Boala și întunericul. Moarte, adică. Nu fiți proști. Sfârșitul pentru toți e unul. Azi am zile. Azi renunț la ei. Te luptă cu orice preț pentru biruință. Misile. Vreau să vomit. Până la lacrimi, mi-e dragă viața. Anton Pavlovich Chekhov, înainte de a muri, a cerut șampanie. E ceva în băutura asta. Stai.
Scriu cum un scenariu. Un scenariu de scurt metraj. Ca să mă ocupam până la venirea ta. Cer plate pe pielea mea. Apropo, mi-a plăcut reacția ta. Reacția ta la cele întâmplate? E foarte naturală. Trebuie să notezi toate cele întâmplate. Atâta timp cât senzațiile și amintirile sunt încă proaspete. Scenaristul meu drag, scrie-le și pe asta. Sper să-ți revii cât mai curând. De grabă cine? Tonto al que no entienda. Iubiesc arta. Que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Quiero el hijo primero.